Oricât de multe haine ar avea femeile, tot le mai auzim spunând că nu au cu ce se îmbrăca sau că tot mai vor ceva. Colega mea, Violeta Miron, este într-un magazin cu haine pentru toate gusturile și ne spune ce le-a făcut cu ochiul cel mai mult doamnelor, dar și domnilor. Bun găsit, Violeta! Bun găsit, Nastrin! Ei, am ieșit din magazinul cu haine și suntem într-un magazin cu încălțăminte și, bineînțeles, când vorbim despre eleganță, bun gust și rafinament, vorbim despre Andreea Berecleanu, care este alături de mine. Bună ziua, Andreea! Îmi place foarte mult cum te-ai aranjat. Cât de mult ți-a luat să găsești această ținută? Ca de obicei, 5 minute și nu mint absolut nimic. Înainte am fost la un congres anti-aging, unde soțul meu a avut o prezentare și am venit aici. Ce este foarte frumos, că vorbeam de rafinament. Uite ce se întâmplă. În mijlocul, pe calea Dorobanților, sunt mese pe stradă, mese de sprijin la care oamenii beau șampanie. Așteptăm un designer celebru italian, creator de brand, de lux, de încălțăminte. Este extraordinar. Lucrurile astea toate se întâmplă la București. Nu se întâmplă la Milano, unde ne-am așteptat, nu se întâmplă la Paris, se întâmplă la București. O primire cu vase pline cu bujor și cu șampanie și cu covor roșu sâmbătă la ora 2 este extraordinar și vreau să felicit, nu o să spun, nu avem voie să facem reclamă brandurilor, dar pot să spun felicitări proprietarului acestui lanț de magazine. O doamnă fermecătoare care de 20 de ani, cred că cel puțin 20 de ani, reușește cu succes, dincolo de perioadele de criză, să susțină și să ducă mai departe calitatea și rafinamentul. Ne uitam împreună de înaintea live-ului, la multitudinea modelelor, la faptul că, știi, la un moment dat când a apărut atâta opulență, ne așteptam să fie opulente îmbrăcămintea, ne obișnuiserăm deja cu bluzele care au început să aibă strasuri, care au început să aibă foarte mulți clipici, cât mai mult lame, dar nu ne așteptam să se întâmple asta cu pantofii, cu sandalele. Iată că ușor, ușor, deja de cel puțin 5-10 ani, se întâmplă acest lucru, inclusiv, o să iau la întâmplare niște modele. Piața asiatică a forțat cumva, inclusiv designul rafinat al italienilor, să se ducă în zona aceasta, pe care, până la urmă, iată că și europencele l-au acceptat și l-au adaptat într-o formă evident rafinată, pentru că această, de exemplu, sandală nu o voi purta decât la ceva foarte simplu, ori probabil o ținută nude sau neagră, exact cum vorbeam, o roche neagră, nu o să spui ceva la fel de opulent și în partea de sus. Dar cel mai important este că se ține cont totuși de faptul că oamenii sunt diferiți. Noi suntem foarte diferiți și așa trebuie să rămânem. Și uite, de exemplu, dacă ne uităm la acest pantof, el este un pantof clasic. Eu cred că am și operatorul poate să filmeze un pantof asemănător. Așa încât ne bucurăm de acest lucru, că suntem diferiți și că avem modele diferite pe toate gusturile. Ești genul de femeie care dă mulți bani pe haine, pe genți, te sfătuiești și cu soțul când faci anumite alegeri? Mai puțin. Mă sfătuiesc atunci, după ce am cumpărat un produs, îl întreb dacă îi place atunci când am dubii, pentru că de obicei știu ce îi place și ce nu-i place și slavă Domnului că suntem în aceeași notă vestimentară și avem gusturi comune. El este un estet prin natura meseriei lui. Și eu lucrez foarte mult cu artiști și promovez, așa cum știi, foarte mulți artiști, nu numai pictori și sculptori, țin foarte mult să promovez tinerele talente și intrând în contact cu ei, iată că am și eu de învățat. Îți mulțumim tare mult, Andreea. Sâmbătă frumoasă tuturor! Mulțumim, iar acum ne întoarcem la tine, Nasrin.